ca să lămurim și lucrurile. Șeful de atelier, adică cel care conduce, cel care conduce echipa care este plătită să lucreze aici, este, ghici cine, o să vă spun numele, Mircea Călinoiu, vă spune ceva? Călinoiu e nume... Nu este rudă cu Ion Călinoiu, este rudă cu fostul primar Cârciumaru. Este fratele ginerelui. Domnul Cârciumaru are un ginere pe care îl cheamă Călinoiu. Ei, fratele ginerelui lui Cârciumaru este șeful echipei care se ocupă de cei care lucrează, plătiți, spuneam, din bani publici la sala sportului. Păi câte rudori fi între ei pe aici? Păi stai că mai frații Călinoiu sunt vreo trei. Unul este ginerele domnului Cârciumaru. Nu, rude între ei, așa zic. Unul este șef aici la sala sporturilor, al doilea lucrează și el la investiții în primărie, angajat, bineînțeles, tot de domnul Cârciumaru, pe vremea domnului Cârciumaru. Nevasta acestuia lucrează și ea tot în cadrul primăriei. S-a ocupat inițial de ziarul primăriei. Am mai repetat o dată. Da, o să vezi și sumele cu care sunt plătiți. Că și le spuneam eu, avem... dacă îmi spuneai. Da. Șeful de atelier, îți spun eu, are 46 de milioane plus încă 6.900.000 spor pentru condiții vătămătoare. Exact, da. Domnul șef de atelier, îi se spune director, așa știu tot, de director, domnul Călinoiu, directorul de la sala sporturilor, dar v-am spus... Sunt doi șef de atelier. Nu, unul este la sala sporturilor, celălalt este la... La ce atelier? Așa se numește postul pe care este încadrat. Am înțeles. Deci, 46 de milioane plus încă 6.900.000. Spor pentru condiții vătămătoare. Aproape 7 milioane de lei vechi. Mie mi se pare... Care sunt condițiile vătămătoare